Maria Loga are două fiice și cinci nepoți. Cu toate acestea, din viața artistei lipsește un bărbat pe care nu l-a avut niciodată. Soarta a făcut-o să treacă prin două căsnicii, ambele încheiate prin divorț. Cântăreața de muzică populară Maria Loga povestise, recent, cum a decurs primul său mariaj. Nu va uita niciodată prima sa dragoste și asta pentru că i-a lăsat cicatrice adânci pe suflet, dar și cele mai mari bucurii ale vieții, doi copii. Artista abia ieșise de pe băncile liceului și încă nu împlinise 19 ani, iar soțul ei, cadru militar, avea 24 de ani. În doar patru luni de când s-au cunoscut și după doar câteva întâlniri, s-au căsătorit. Maria și soțul ei au împreună două fete. Ele au fost motivul pentru care interpreta a acceptat să stea într-o căsnicie nefericită multă vreme. Până într-o zi când nu a mai acceptat violențele soțului și nici faptul că o înșela constant. Celebra artista a trăit momente de coșmar alături de partenerul ei. Au existat multe momente în care l-a prins în fapt. Deși știa că este infidel și avea și dovezi, aceasta a tolerat totul mult timp din cauza prejudecăților. Maria Loga a trebuit să îndure multe lucruri neplăcute din partea soțului și totul doar de dragul fiicelor ei.